Zimi, tot zimi, tot zimi, tot. Prietenul care știe tot, el e zimi tot. Spiritul bun să vă lumineze mintea, copii. Sunt tot eu, zimi tot. Și după cum probabil v-ați dat seama, sunt din nou singur pe navă. Iții și Cubiții sunt puțin ocupați. Mă veți întreba unde s-au dus. Se ocupă de noii mei acumulatori, cu o capacitate mai mare și cu o durată de funcționare acceptabilă, așa că iarăși am rămas singur. Cred că astăzi vă voi vorbi din nou despre mirodenii, acele minunate ingrediente folosite de multă vreme de către oameni pentru alimente sau pentru diverse leacuri sau medicamente, cum se numesc astăzi. Voi începe cu chimenul. Cred că ați auzit de multe ori despre chimen, așa că m-am gândit să vă vorbesc despre el. Chimenul are o lungă și fascinantă istorie. Era cunoscut încă de acum 5.000 de ani, mari cantități de chimen fiind găsite în piramidele egiptene. Romanii îl foloseau pentru aromarea și conservarea cărnii. Chimenul este amintit și în Biblie, unde se povestește cum se trăiera cu ajutorul unor nuiele. Această practică se mai folosește și în ziua de astăzi, în estul Mediteranei. Teofrast, un renumit filozof și botanist grec, spunea: chimenul trebuie blestemat în timp ce este semănat, pentru ca recolta să fie bocată. În timpurile străvechi, chimenul era un simbol al lăcomiei și al ticăloșiei, ciudat însă, în timpul evului mediu, această semnificație avea să se schimbe, chimenul devenind un simbol al credinței. În Germania, unde chimenul este un condiment foarte popular, există obiceiul ca mirii, la nuntă, să poarte la ei semințe de chimen, pentru a-și arăta fidelitatea unul față de celălalt. Mă veți întreba probabil de unde provine. Ei bine, chimenul este o plantă mică, anuală, erbacee, care crește până la o înălțime de 25-30 de centimetri. Este originară din țările din estul Mediteranei și din nordul Egiptului, dar în prezent se cultivă și în alte țări din Europa, în Maroc, în Iran, în Turcia, India, China sau în America. Chimenul crește cel mai bine în zonele însorite cu ploi puține. Florile mici, de culoare roz sau albă, cresc în inflorescențe asemeni celor mai multe plante din familia umbelifere. Recoltarea se face la aproximativ 4 luni de la semănare. Semințele mici au nouă margini și o culoare maro-gălbuie. Există un sortiment de chimen negru ce crește numai în Iran. Semințele sunt mai mici și au o aromă mai dulce. Chimenul negru este uneori confundat cu nighela, un alt condiment care în bucătăria indiană mai este numit și piperul negru. Chimenul are o aromă puternică, dulce, cu o ușoară tentă amăruie și picantă. Gustul amărui picant este o particularitate specifică. Când este folosit în combinație cu coriandrul, gustul amărui dispare. Este recomandată prăjirea chimenului înainte de măcinare, astfel el va prinde o aromă caldă, asemănătoare nucilor, iar gustul nu va mai fi atât de aspru. Chimenul negru are o aromă mai dulce și mai delicată decât semințele albe. Având în vedere aroma sa puternică, chimenul este cel mai des folosit în bucătăriile picante, puternic condimentate, de exemplu în bucătărie indiană, în Orientul Mijlociu, în Nordul Africii și în bucătăria mexicană. Chimenul este un condiment de bază în majoritatea sosurilor picante din India. Este folosit ca și condiment pentru supe, salate de varză, de sfeclă, chifle, pâine, ostropel, în mâncărurile marocane pe bază de carne de miel și la condimentarea cărnii în Mexic, la mâncăruri precum chili con carne. Pe lângă aroma puțin amăruie, chimenul dă o aromă ușoară mâncărurilor atunci când este folosit. Chimenul negru este folosit cel mai des la mâncărurile indiene pe bază de orez. Acest condiment este foarte utilizat de altfel și în bucătăria germană, în mâncăruri, la prepararea murăturilor și a cârnaților sau pentru condimentarea renumitei brânze Münster. Chimenul este utilizat și în Olanda, tot pentru condimentarea brânzeturilor, după rețete străvechi medievale. Are de asemenea și întrebuințări numeroase în medicină. Chimenul este cunoscut drept un stimulant al apetitului, adică face poftă de mâncare, și este folosit la calmarea durerilor de stomac. Mai este folosit și în medicina veterinară, iar uleiul de chimen este folosit în fabricarea parfumurilor. Pe adresa mea de mail, unul dintre voi copii mă întreba despre un alt condiment, despre nucșoară. Sper că îmi veți permite să-i răspund și lui, cu atât mai mult cu cât sunt sigur că și pe unii dintre voi i-ar interesa ceea ce vă voi spune. Nucșoara este un fruct asemănător nucilor noastre, dar mult mai mic. A fost folosit încă din vechime, de pe vremea romanilor, drept condiment sau aromatizant al încăperilor.
Arborele de nucșoare este veșnic verde și se crede că este originar din insula Banda din arhipelagul Molucelor. Crește până la înălțimea de 18 metri și face fructe numai după 15-20 de ani de la plantare. Produce cam 1500-2000 de fructe pe an. Fructul arborelui de nucșoară se aseamănă cu o caisă și când este copt, se desface și lasă să cadă niște sâmburi care sunt tocmai nucșoarele pe care le folosim drept condiment. Nucșoarele sunt acoperite de niște fibre roșcate, portocalii, care se desprinde pe fruct atunci când sunt uscate și se folosesc tot drept condiment. Multă vreme, portughezii au fost aceia care au deținut monopolul comerțului cu nucșoare. Asta s-a întâmplat și datorită faptului că ei au ținut secret locul de unde adunau aceste fructe. Încetul cu încetul însă, olandezii au preluat de la portughezi titlul de cărăuși ai mărilor și au devenit furnizori de condimente pentru întreaga Europa. Nucșoara era foarte scumpă și se găsea destul de rar, mai ales că olandezii au restricționat aria de creștere a arborului de nucșoară la două insule din arhipelagul Mauritius. Cu toată grija lor de a controla scoaterea fructelor de nucșoară din aceste insule, au fost păcăliți de păsări care au dus în cioc fructele pe insulele învecinate și astfel, condimentul acesta a devenit mai popular. Prin anul 1700, la Londra se vindea cu 90 de șilingi jumătate de kilogram de nucșoară. Dar asta numai după ce Compania Britanică a Indiilor de Est a inițiat cultivarea nucșoarei și în Penang, Singapore, India, Sri Lanka, precum și în insula Grenada. În bucătărie, sau mai precis în arta gătitului, nucșoara se folosește pentru a da aromă sosurilor pe bază de lapte, mai ales a unui sos numit bechamel. Este utilizată la aromarea cărnii din care se fac cărnații. Dă gust deosebit supelor de legume, mâncărurilor din pește, fructe de mare sau creveți și este potrivită în orice preparat ce conține ouă. Se poate pune și în cremele de lapte, în budinci, în prăjiturile cu brânză, la tartele cu citrice. Veți obține murături cu gust deosebit, foarte fin, dacă veți adăuga și nucșoară între ingrediente. Nucșoara intră în combinație perfectă cu garniturile pentru paste. Se poate adăuga la spanac, roșii, anghinare, sparanghel, la brânzeturi, pastă de tomate sau la sosurile de pește și pui. Este excelentă în sosurile cu brânză, în preparatele din conopidă, lângă carnea de miel sau cu ciuperci. Cred că mă lasă acumulatorii. Va trebui să mă retrag. Dar nu pentru multă vreme. Ne vom reauzi în curând tot aici, la Zimitot. Sper ca Iții și Cubiții să poată rezolva problema acumulatorilor mei, astfel încât să pot sta mai mult cu voi. Acum însă vă spun la revedere, dragi copii. Și nu uitați, Zimitot așteaptă în continuare întrebările voastre pe adresa lui, pe care cred că o știți deja. Zimitot, coada lui maimuță, itibiții.ro. La revedere, micii mei prieteni, și fie ca spiritul bun să vă lumineze mintea.